Iubiți credincioși, doar câteva zile ne mai despart de Marea Sărbătoare a creștinismului, Crăciunul. Sărbătoare în care Dumnezeu a intrat în lumea noastră în timp și spațiu. Așa cum spune Evanghelistul Ioan, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, dar și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, a coborât în mijlocul nostru și a locuit printre noi plin de slavă, plin de glorie, plin de har și de putere. Cu această mare ocazie a creștinismului, aș vrea să citesc câteva versete din Sfânta Evanghelie după Matei, care ne relatează, ne redă cum a venit Hristos Domnul în lumea noastră, Mântuitorul nostru. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, încep citirea cu versetul 18 și voi conclude cu versetul 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprienit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un vis, în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea n-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Întâlnim un alt nume în Evanghelia după Matei. Pe lângă numele pe care îngerul îi spune lui Iosif ca să îl dea Mântuitorului, Iisus, care mântuiește lumea de păcate, Hristos în limba greacă, care înseamnă unsul, sau Mesia în ebraică, care este Mântuitorul, Mesia lui Israel, mai ne întâlnim cu încă un nume aici, pe care prorocul Isaia îl dă Domnului Iisus Hristos cu 700 de ani. Și acest nume este Emanuel. Oare este contrazicere în ceea ce îngerul îi spune lui Iosif și ce nume dă prorocul, Emanuel și nu Iisus Hristos? Nu deloc. Pentru că Emanuel, spune prorocul Isaia, îl vor pune cei care vor experimenta, cei care vor avea experiență, ceea ce care îl vor atinge pe Iisus Hristos. Ei sunt aceia care vor spune într-adevăr Dumnezeu este în mijlocul nostru datorită faptului ceea ce El a făcut când a fost în mijlocul nostru. Așa cum a spus Evanghelistul Ioan, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de putere. Cei care am citit Evangheliile și cei care frecventăm bisericile am auzit că Hristos Domnul a vindecat orbi, șchiopi. Mai găsim în Evanghelie că Iisus Hristos a înviat morții. Și nu unul, sunt câteva cazuri în Evanghelie unde îl găsim pe Hristos Domnul, Cel care dă viața. Și în urma acestor lucruri, în urma acestor experiențe pe care le-au avut oamenii, poporul din Israel, cu Mesia, cu Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, El este Emanuel. El este Dumnezeu. Și nu mult după înviere, Toma, unul din ucenicii lui, spune la fel, Domnul meu și Dumnezeul meu. Prorocul Isaia, cu 700 de ani, prorocește prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru.
Iată, iubiți credincioși, ce este Crăciunul. Crăciunul este intrarea lui Dumnezeu în lumea noastră, în prezența, în persoana Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun că, datorită acestui fapt, creștinismul se detașează de celelalte religii datorită faptului că în creștinism se învață și se propovăduiește că Dumnezeu ne-a căutat. Și nu numai în creștinism, nu numai în Noul Testament găsim acest lucru, dar din Vechiul Testament, din Geneza și până în Apocalipsa, găsim aceste lucruri că Dumnezeu a căutat omul care a căzut în prăbușire, care s-a prăbușit atunci când n-a ascultat de Dumnezeu și a căzut în păcat. Dumnezeu este acela care ia inițiativa. Îi spune lui Adam, Adame, unde ești? Când și-a pierdut relația și părtășia cu Dumnezeu. Apoi mai târziu simt pe Dumnezeu când îi se descopere lui Avram într-un mod teofanic și spune, Avrame, vreau să fac din tine tatăl națiunilor, toți care cred așa cum ai crezut tu. Apoi îl găsim pe Moise în câmpia Madianului, atunci când Dumnezeu îi se descoperă și lui într-un mod extraordinar, în rugul aprins, când îi spune lui Moise, Moise, descalță-te pentru că ești pe un pământ sfânt. Dar cine ești tu, Doamne? Și Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt. Apoi, găsim din nou în Noul Testament, când Dumnezeu se descoperă și de data aceasta se revelează, se descoperă direct prin Fiul. Și epistola lui Pavel, Sfântului Pavel către evrei ne spune lucrul acesta. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile Lui. Și în întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. A făcut curățirea păcatelor este exact ceea ce a spus îngerul lui Iosif. Pune-i numele Iisus. El va mântui și va curăți poporul lui de păcate. Iubiți credincioși, pe lângă faptul că vom sta la masă împreună cu familiile noastre, Crăciunul este și sărbătoarea unirii, a dragostei, pe lângă toate aceste lucruri frumoase și grandioase, haideți să-L salutăm și pe Dumnezeu în mijlocul nostru. El care a părăsit gloria, a părăsit cerul pentru ca să vină în mijlocul nostru, să ne vorbească de aceea ce este după moarte, ceea ce a pregătit pentru noi, toți care credem în El, El care a venit ca să ne mântuiască. Din partea Bisericii Harul, doresc tuturor românilor, tuturor celor ce vorbesc limba română, sărbători fericite, Hristos în voi speranța gloriei și tradiționalul la mulți ani. Dumnezeu să fie cu toți românii din țara aceasta, cu toți aceia ce vorbesc limba română, Dumnezeu să fie cu voi. Hristos în voi, speranța gloriei. Amin. Thank you.